Salutare, dragilor! Astăzi vreau împreună cu voi să pregătesc un chec foarte, foarte repede de pregătit și nu trebuie așa multe ingrediente și este foarte, foarte gustos. Vreau să-l tai, să vă arăt cum este, cât este de moale. L-am tăiat, nu știu dacă se vede bine, cred că se vede. Dacă așa se vede mai bine, uitați-vă ce pufoșenie, acum vă arăt. Așa, vă arăt asta, bucata asta poate se vede mai bine. Nu știu. Vreau să vă arăt așa cum este el, cât e de pufos. Ia uitați-vă. Se vede? Ce este de pufos. Deci, dați să începem. Așa, deci pentru checul nostru vom avea nevoie de 150 grame de făină. Eu am 100 de grame de făină albă și 50 de grame de făină integrală, 2 ouă, 15 grame cacao, 10 grame praf de copt, 50 de ml ulei de floarea soarelui, o lingură de esență de vanilie și o lingură de rom, 130 de ml de lapte și 100 de grame de zahăr. Deci dați să facem aluatul. Deci în bol adăugăm ouăle. Așa. Adăugăm puțină sare. Așa. Și adăugăm zahărul. Batem bine. Am bătut ouăle cu zahărul și cu sarea în jur de 5 minute. Uitați-vă ce spumă și sunt de culoarea albă deja. Așa să vă primească și la voi. Acum adăugăm romul cu vanilie, cu esență de vanilie și laptele, așa, și batem. Acum adăugăm în sită făină, așa, așa, adăugăm cacao, praful de copt, și iară făină. Când o să o cernim, să fie tot împreună. Așa. Acum cernim în împlutura noastră. Și o încorporăm. Acum, după ce am încorporat, uitați-vă ce masă, adăugăm uleiul. Încorporăm. Se poate tot cu mixerul. Așa. Așa, eu am o formă de 18 cm, da, de silicon și voi turna toată compoziția mea în ea. Așa, în checul ăsta puteți adăugați și nucă măcinată, dacă doriți, puteți adăugați fructe uscate, da? Asta la dorința voastră. Dar eu fac un chec simplu, așa, da? Și îl dăm la cuptorul preîncălzit la 160 de grade până ce este gata. Vom vedea când va fi gata cu un scobitor, da? Dacă scobitorul va ieși curat, înseamnă că pirogul nostru este gata, checul nostru. Între timp, până ce se coace pirogul nostru, mă voi ocupa de sirop, da? Sau de cremă, să-i zic, sau de sirop, da? Vom avea nevoie de 50 de grame de ciocolată.
Așa. De 50 ml de frișcă și de 25 de ml de lapte. Vom turna frișca peste ciocolată. Vom turna și laptele și vom încălzi la microunde ca să topească ciocolata. Așa, am încălzit la microunde și topim ciocolata noastră. Deci, după ce scoatem checul nostru, pirog sau chec, da? După ce îl scoatem, facem niște găuri deasupra, da? Și turnăm ciocolata noastră peste chec. După asta, lăsăm să însiropieze bine, toată să absoarbă toată ciocolata și se poate desavurat. Așa, deci am ținut la cuptorul preîncălzit la 160 de grade 30 de minute. Acum voi face așa, uitați, vedeți că el e copt. Voi face așa și voi turna ciocolata mea. Opa, 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 opa. Așa, am pus ciocolata, acum îl dăm la frigider, îl lăsăm să se răcească întâi, apoi îl dăm la frigider, după asta îl decorați cum doriți voi. Dragii mei, încercați rețeta aceasta, este foarte ușor de făcut, când doriți ceva repejor de pregătit la ceai, la cafea, această rețetă vă salvează pe voi. Vă doresc poftă bună și numai bine, pa, pa!